Veste bună pentru agricultorii din toată țara. Până în 2020, toată suprafața agricolă a țării va fi acoperită de sistemul de rachete antigrindină prin înființarea de noi stații. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii Petre Daia la Buzău în cadrul unei întâlniri cu fermierii din județ. Am avut de realizat 15 puncte de lansare până pe data de 15 aprilie. Le-am pus în funcțiune. Vom realiza până la sfârșitul anului cele 26 de puncte de lansare, în așa fel încât să avem la sfârșitul anului agricol și începutul anului agricol următor cele 60 de puncte de lansare operaționale care să asigure protecția celor aproximativ 850.000 de hectare. În același context, Petre Daia a declarat că România nu poate lua în calcul la acest moment construirea canalului de irigații Siret-Bărăgan pentru că acesta are costuri enorme. Speranțele nu dispar, însă în această perioadă nu abordăm un asemenea obiectiv. Obiectivul este extrem de costisitor, se ridică undeva la 5,5 miliarde euro. Trebuie cântărit din punct de vedere tehnic. Când s-a realizat acest canal, a fost o altă situație a proprietății, acum este alta și trebuie în etapa următoare, în perioada următoare, să vedem nu numai utilitatea lui, dar și modul tehnic de exploatare și de realizare a sistemului de irigație, în așa fel încât apa să ajungă la plantă. Începute în 1987, lucrările la canalul Siret-Bărăgan pe traseul Călimănești-Mărășești-Focșani-Râmnicu-Sărat-Buzău-Urziceni-Dridu sunt tot în stadiul de debut. Proiectul canalului Siret-Bărăgan a fost aprobat de Nicolae Ceaușescu în 1986, iar în anul următor a început execuția primului tronson. Conform proiectului, canalul ar trebui să aibă 198 kilometri, o lățime la bază de 20 de metri și o adâncime de 7 metri.